în depresurizarea respectivă, adică așa un fel de smerenie, să-i spunem noi în ton filocalic, când începi să-ți spui și tu neputințele, Dumnezeu poate mai trimite o rază de lumină să vezi de unde e sursa de infecție în mintea ta. Pentru că tu ești perfect. Tu ești perfect. Unde ai văzut tu om să greșească? Unde ai văzut om să n-aibă dreptate? Este cea mai faină expresie. Deci, eu de când sunt la spovedit, întotdeauna mi-a plăcut o singură expresie. Când începe spovedania așa, zâmbesc și mă gândesc la altceva și lasă. Bă, ăsta-i tot trupesc. Părinte, eu să-ți spun adevărul. Sigur că poți să-l spui. Până acum l-a spus prorocii și Evanghelia. Dacă îl deții și tu, ești tare. Știi adevărul. Dar adevărul e unul. Îi Hristos. Și Hristos ce vrea de la om? Că aici am rămas eu cu ceasul și cu rotițele. Dacă meșterul este un meșter bun, ceasul nu va merge nici înainte, nici înapoi. Spui tu când te lauzi, am un ceas perfect, la secundă calcă. Exact după timp. Nu rămâne nici înainte, nici înapoi. Ce înseamnă aceea? Perfecțiunea minții umane. Atâta e de inteligentă mintea, și atâta de bine știe să regleze avansul la un ceas, care înseamnă, de fapt, încordarea unui arc, care este atât de fin, parcă-i din păr făcut. Și în momentul în care tu învârți de acolo stânga sau dreapta, îl faci ori să o ia înainte, ori înapoi, dar să bată în așa fel călcătura, ca secundarul să nu fugă, să nu muște din timp în plus sau să rămână în minus. Ei, dacă ai putea în mintea ta să reglezi acel avans, ca întotdeauna să fii cu un pas în fața lui Dracu și întotdeauna în pas cu Dumnezeu, ai fi cel mai tare. Dar nu vrei. Vine Dumnezeu și spune: fii treaz, veghează, priveghează. Diavolul umblă ca un diavol și caută pe cine să, ca un leu și caută pe cine să înghită. Ei, tu spui: hai, lasă-mă, că n-o fi chiar așa. Ce, da, de la un pahar? Dar ce, de la o țigară? Dar ce, bă, de la o zi de post contează ce intră în gură? Și explicații, N. Ei, acestea nu par vătămătoare, dar se adună. Dar ce dereglează ceasul? Ori îl lasă în urmă, ori o ia înainte. Și atunci, la un moment dat, care a lucrat în transmisiuni, știți că atunci când se transmite un mesaj pe calea undelor, ceea ce numim noi undele radio, făcute de Dumnezeu, nu de om. Dacă n-ai prins frecvența exactă, ce spune la Trinitas? 92,7. Dacă ai luat 92,8, șuieră. Dacă ai luat 92,10, nu se mai aude. Ce contează 20? Contează! Nu vrea Dumnezeu să meargă pe celelalte 20. El vrea pe zecimea Lui. Așa e și în rugăciunea ta, în contact cu Dumnezeu. În momentul când tu strigi la El, rugăciunea, în loc să bată în urechea lui Dumnezeu, poate bate în talpa lui Dumnezeu. Sau poate bate undeva în gard, la rai. Sau într-un copac. Sau în văzduh. Că așa spune: Doamne, poporul acesta cu gura te cinstește, dar cu inima departe este. Și auzi-l pe Isaia, care se nervează, ăsta un profet nervos, așa cam ca apostolul Petru. Știți cum i-a îndreptat Isaia, în vremea sa pe cei care erau poporului? S-a dezbrăcat în pielea goală și propovădea în mijlocul cetății, că altfel nu-i fac să mă audă, să mă vadă. Da, nu râdeți. Nu cred că azi un preot ar putea face lucrul ăsta în Piața Unirii. El a făcut-o. Doar să câștige poporul. Și auzi ce spune: postul meu acesta este să văd dezlegat orice lanț al nedreptății, orice răutate din inimile voastre. Împărțiți pâinea cu cel flămând, n-asupriți pe văduvă și pe sărac. Faceți bine tuturor
și aruncați răutățile din inimile voastre. Ceva așa sună versetul. Auzi ce înseamnă postul care îmi place mie, cum strigă Isaia, ce frumos. Tânărul bogat, că asta e esența Evangheliei, vine la Hristos, dregător, și îi spune scurt, o, învățătorule, stai liniștit. Păi eu toate le-am păzit din tinerețe. Nu curvez, nu desfrânez, nu fumez, nu dau un cap, nu fac rău, cinstesc părinții, tot ce trebuie fac. Ce a zis? Voi câștiga 3 cununi. Mă va lăuda învățătorul că sunt bun și cunosc și legea, mă va lăuda că am împlinit cu fapta toată legea și mă va lăuda că sunt perseverent în lege. Eu vă asigur că la 50% din băbuțele noastre prezente în acest auditoriu pot să le faci carte de muncă pe mănăstire pentru toate sărbătorile care le-au au ajuns aici cu autobuz, pe jos, cu mijloc de transport personal, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 30 de ani, nu pe de 20 ne cunoaște. Dar mă întreb în 20 de ani, temă pentru acasă, câte pate mi-am putut izgoni din noi? Cu ce am devenit noi mai buni ca cu 20 de ani când ne-am spovedit și am descărcat, cum era atunci după Revoluție. Unii erați tineri, eu eram și mai tânăr ca voi, dar spuneam că am 60 de ani ca să nu vă fie vouă rușine la spovedit. Și veneați și spuneați, băi, am făcut asta, 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 am făcut asta. Și întreb ca duhovnic, dar de ce? N-am știut. Acum eu vă întreb. Nici după 20 de ani nu știți? Nici după 20 de ani de trâncăneală duminică de duminică la amvon ca predică, chiar nu s-a lipit nimic de sufletul și de inima și de urechea unui om să pătrundă un cuvânt, să străbată până în petroaiele din adâncul inimii și să încolțească sămânța credinței și a înțelepciunii și a adevărului și a îndreptării? E o mare întrebare. Eu n-am nevoie să fac păcate ca să mă duc în iad, ci voi da socoteală la judecată de toate împărtășanile date vouă care n-au dat nicio roadă. De toate lingurile de euharistie luate și tratate cu flit. Nu ești dacă m-am împărtășit, ce am greșit cu ceva? Nimeni n-a greșit cu nimic. Ați văzut voi credincioși păcătoși? Ați văzut voi oameni greșit? Ați întâlnit voi odată creștini care are păcate? Eu n-am întâlnit. Toți au dreptate, dreptatea lor. Vine Mântuitorul și desfințează această literă oloagă. Că am făcut aia, 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 am cumpărat aia, 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 am făcut troița aia, 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 sunt titor, am făcut aia, aia, am dat aia, 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 am rezolvat aia, aia și gata. Nu! Dacă vrei să fii desăvârșit, un lucru trebuie să mai faci. Să-mi urmezi mie. Și ăștia atât s-au speriat. Băi, ce facem, bă, cu vila, cu casa, cu mașina? Cum să le dăm și să mergem după Hristos? Nu cu mașina, mă, nu cu vila, nu cu casa. Încă o dată, uitați-vă în catapeteasmă, cu mâinile goale și cu o eșarfă dinainte, peste partea trupească. Deci n-a venit cu depozit și parcări de pus mașini, cu conturi și seifuri de stocat bani. Nu-i Bruxelles, nu-i Banca Mondială, nu-i femeie. E Hristos Împăratul Lumii. Nu gestionează decât inimi curate și zmerite, nu gestionează decât suflete zdrobite, dar nu de, cum să vă spun eu, victimizări din astea banale. Nu îl interesează pe Dumnezeu de ce plângi tu că te-a lăsat prietenul sau prietena. Astea sunt fricțiuni. Sufletul acela, Doamne, cât de mult aș dori să fiu cu Tine, cât de mult aș vrea să stau în împărăția Ta și totuși nu-s vrednic să mă chem fiul Tău. Numește-mă ca pe unul din argații Tăi. Câți v-ați rugat acasă cu această expresie? Doamne, nu sunt vrednic să mă numești fiul Tău, dar numește-mă măcar ca pe unul din argații Tăi. Câți de aici vă credeți argați? Vă spun eu, toți vă credeți fiți. Ați văzut voi în Ortodoxie oameni păcătoși? Eu n-am văzut. Ați văzut voi în Ortodoxie oameni care greșesc?
Toți avem dreptate. Toți. Nimeni n-a greșit cu nimic. Dumnezeu a greșit că și-a pus mintea cu noi. E prima greșeală fundamentală a Dumnezeirii.